Salut, camarazi! Astăzi este miercuri, ne apropiem de Florii, vă salut cu dragul, zic bună dimineața! Sunt bine sănătos, după cum vedeți, sunt într-o bibliotecă, sunt ca peștele în apă, ăsta e elementul meu, cărțile. Așa sunt relativ bine, să zicem, un pic răcit. M-a sunat camaradul Ivan din Anglia, care se află în țară, de Constantin Ivan, și e canalul lui, un canal de aproape 14.000 de abonați, și mai are și unul, preotul cu mușchi, de vreo 5.000 de abonați, deci vreo 18.000 în total. Vrea să facem un interviu mai după amiază și pentru canalul lui și pentru al meu. Ce să vă zic, vreau să vă urez o zi plină de bucurii, o miercure, chiar dacă plouă, nu contează, dacă avem bucurie în suflet, e cel mai important. Vă urez o zi frumoasă, plină de succese, de împliniri, să fiți voi înși vă, să vă iubiți și să interacționați cu rudele, cu virgulă, copiii voștri și cu cei dragi, pentru că trăim vremuri grele, dar trebuie să fim optimiști că binele o să învingă întotdeauna, știți? Altfel, dacă nu învinge binele, nu mai viață pe pământ și nici planeta nu mai există. În rest, ce să zic, eu nu mai mă plâng de nimic, le iau cum vin. Aștept să mai mângâs, să se încălzească, ca să mai stau și pe la țară 3-4 zile, pe la Coman, acolo și în mijlocul naturii. Vă rog să aveți grijă de voi, vreau să, să vă avertizez că nebunii, știți voi cine, vor să bage chestia aia, să o bage și mâncare, știi, să ne o bage forțat. Deci aveți grijă, nu mai mâncați de la străini, mâncați de la țăranii români, că ăștia românii nu bagă nimic, înțelegeți? Deci fiți atenți, fiți prudenți, stați cu urechile ciulite și nu credeți nimica care vine de sus. Cei de sus nu ne iubesc, știți? Hai să aveți o zi luminoasă, plină de bucurii. Vă pup cu drag și rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!